îmi răspundea evaziv, am început să tremur și am luat cuțitul. Sunt mărturiile în fața procurorilor ale Loredanei, cea care și-a omorât cea mai bună prietenă. Tânăra în vârstă de 18 ani le-a povestit anchetatorilor ce a făcut pas cu pas, informații confirmate și de imaginile de pe camerele de supraveghere, când apare cărând valiza cu trupul victimei sale. Loredana a recunoscut tot, sperând la o pedeapsă mai blândă, așa cum a văzut că se întâmplă în filme. Atenție, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Colegul meu Viorel Matei are mai multe informații. Viorel, bună ziua, te ascultăm. Bună ziua, doamnelor și domnilor, bun găsit tuturor! Loredana, fata de 18 ani care și-a ucis cu sânge rece cea mai bună prietenă în camera de hotel, a povestit anchetatorilor pas cu pas cum s-a întâmplat oribila crimă. Le-a spus că s-au certat foarte tare în acea seară și motivul scandalului era faptul că Alina declarase că vrea să plece acasă la Vaslui și să încheie cu slujba de la hotelul din Saturn. Loredana vroia să o convingă cumva să mai rămână, Alina nu vrea în ruptul capului. Discuția a escaladat, cearta a escaladat, nervi, furie și la un moment dat, într-un moment de groază, a scos cuțitul și a înjunghiat-o. A fost un gest automat, dar ce s-a întâmplat mai târziu a fost premeditat și cu sânge rece. Victima s-a zbătut, a vrut să ceară ajutor, să strige după ajutor, însă Loredana le-a povestit procurorilor că a împiedicat-o să facă asta, deși fata se zbătea sub ochii ei și își dădea suflarea. 30 de minute Loredana a privit-o pe Alina, cum se zbate, cum încearcă să strige după ajutor și a împiedicat-o ca să facă asta. După ce a murit, a scos hainele din bagajul victimei, a băgat-o pe ea acolo, a coborât valiza în fața hotelului și a chemat un taxi pe care l-a găsit pe internet. Un coleg de muncă a ajutat-o să urce valiza în portbagajul taximetrului, după care a cerut să fie dusă la un bancomat. De la bancomat a scos 2000 de lei și a cerut taximetristului să facă o cursă până la Vaslui, să o ducă acasă. Taximetristul a refuzat, așa că Loredana și-a schimbat planurile și a vrut să fie dusă în parc. Acolo, surprinsă de camere de supraveghere, apare trăgând trollerul până la banca unde și-a abandonat cea mai bună prietenă fără suflare. S-a întors în camera de hotel, a făcut curat, a șters toate petele de sânge și a luat hainele victimei, le-a băgat într-un sac de plastic și le-a dus la tomberon.